discuție cu domnul Octav Joza. În ordinea descrescătoare. Domnul Octav Joza, vă spun un secret, de câte ori vorbesc cu dânsul și îl întreb ce mai face, îmi spune ca la 20 de ani. Deci, eu cred, să știți, pentru că abilitatea dânsului și felul de a fi și starea de spirit atestă acest lucru. Domnule Joza. Dar n-am scăpat nici de data asta. Ce să vă spun? I-am cunoscut personal pe autorii acestei cărți. Caractere mari, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Nea Petrică Maicu era, cred că, cel mai vârstnic dintre noi la vremea respectivă, când l-am cunoscut. Când s-a dezvelit monumentul de la Brașov, cred că era în pragul vârstei de 90 de ani. E trebuie atunci. Alexandru Salcă, Neasandu, am fost colegi ani de zile, din primăvara lui 90 până în 2001, deci 11 ani de zile, aproape zi de zi, am lucrat cu dumnealui. Încerc să las la o parte, că va vorbi despre treaba asta domnul Poprea. Dar Alexandru Salcă a fost inițiatorul, alături de alți 9 sau 10, ai înființării filialei Brașovului Coștilor Deținuți Politici. Tot dumnealui a dat ideea și a insistat ca la Brașov să organizăm prima expoziție din lumea comunistă europeană a foștilor deținuți politici. Expoziție care a avut loc și îmi cer iertare, dar e o treabă extrem de importantă pentru noi, Muzeul Național al Ororilor Comunismului. Toate exponatele din vara lui 92, când a avut loc această expoziție la Muzeul de Istorie din Brașov, din Piața Sfatului, după 11 ani am vrut să reiau treaba în aceeași locație. Nici jumătate din exponate nu s-au mai găsit. Nimic din obiectele acelora care mai trăiau în vara lui 92. Nenea Sandu, nu că ea, ci Horică, care e vorba aceea ca și fiul meu, pot să spun, ca și domnul Marius la fel. Horia Salcă a fost sufletul filialei. În ce sens? Era simpatizant și făcuse politică țărănistă, din ceea ce mi-a spus dumnealui. Ei a avut acea forță prin care la Brașov, poate unul din puținele locuri, dacă nu chiar singurul loc din țară, unde foștii deținuți politici am rămas împreună, așa cum am fost și acolo, după gratii, după sârma din poată, adică în fața morții.
așa cum îmi spunea unul, Demniță s-a dovedit a fi și mai apoi în libertate, în viață să caut să nu lucrez cu culte, cu politici sau cu etnii, să caut să lucrez cu oameni. Iar culmea așa a fost să fie ca Alexandru Salcă și Petre Baicu să intre în acea categorie restrânsă a oamenilor, pentru că am fost avertizat, ai grijă, că o să ai de-a face în viață mai mult cu neoamenii. Iată că e un motiv de întristare, de revoltă, să nu facem acest muzeu al crimelor comunismului atâta timp cât mai trăiesc măcar unii dintre noi. Că nici cea mai mică intenție de a supăra vreunul din istorici, cercetători, muzeografi, dar era bine ca să mai fim în viață, ca să îi spui, măi, parcă treaba asta nu era așa cum ai pus-o tu, era mai altfel. Acest lucru nu se întrevede nici măcar la orizont. Este mare, mare păcat. Deci meritul lui Alexandru Salcă a fost acela de a pune bazele filialei Brașov a foștilor deținuți politici, acela de a fi fost inițiatorul primei expoziții a foștilor deținuți politici din lumea comunistă europeană. Rezistența de la Brașov a fost asemeni rezistenței din tot restul țării, pentru că nu există masiv muntos, fie el cât de mic, ca în acea zonă să nu fi avut loc o rezistență armată. Am venit foarte trist astăzi aici, pentru că am aflat că cineva a postat pe internet o părere asemenea a celor doi de la CNSAS. Jignire grosolană la adresa, la urma urmei, a întregului popor român. Mi s-a recomandat să o las mai moale, că vezi, Doamne, comunismul a fost voința marii majorități a poporului român. Iar cei din rezistența armată au reprezentat o minoritate nesemnificativă privind-o în întreg ansamblu. Este un fals grosolan, pentru că nu toți, după terminarea celui de-al doilea război mondial, atunci când prin mai toate pădurile patriei încă sălășluiau diviziile de blindate și de infanterie ale Armatei Roșii, care de fapt nu ne-a eliberat, ci ne-a ocupat, iată că s-a ajuns în această situație în care o parte, zic eu, însemnată dintre cetățenii români, că privesc aici tot ansamblu, toate etniile, toate cultele, toate politicile, nu au acceptat această subjugare și au luat atitudine sub diverse forme, pornind de la cele mai ușoare, mai simple, de la cuvântul rostit de la om la om, la începuturi cuvântul scris un timp foarte scurt și în presă, după care s-a interzis, în scris au mai urmat ceva manifeste,
și s-a ajuns până a lua drumul munților. De ce s-a ajuns la această, să-i spun, atitudine la urma urmei? Păi, în primul rând, toate posturile de radio occidentale anunțau zilnic: români, rezistați că nu-i departe ziua când. Ce înțelegeam? Eu eram un copil atunci, în clasa a doua, a treia. Toți înțelegeau că nu-i departe ziua când vin americanii să ne elibereze după de sub cizma sovietică. Iată că au venit, pe când, în ceea ce mă privește, eu unul nu-i mai aștepta. Da, poate că e bine că au venit și acum. Este foarte important să subliniem că atunci nimeni nu i-a obligat. Atunci au existat 4-5 noțiuni sfinte pentru noi, românii. Noțiunile de neam, de patrie, de tricolor, de credință strămoșească. Noțiuni care astăzi nu înseamnă mai nimic. Nu vreau să-i jignesc pe tineri, dar cu atâta ușurință își părăsesc țara, de... și nici nu poți să le dai sfaturi altele decât acelea de a face și ei ce am făcut noi atunci. Să-și iubească și ei la rândul lor neamul, patria, tricolorul și credința strămoșească, și poate atunci n-ar mai părăsi țara cu atâta ușurință. Iată că s-a ajuns acum, după 30 de ani, să constatăm cu tristețe că idealurile noastre din urmă, cu 60-70 de ani, parcă au fost pur și simplu trădate. Ne-am văzut în situația să putem renaște, să o luăm de la zero, dar n-a fost să fie, pentru că a căzut cu certitudine un regim criminal, dar la putere au rămas tot ei. Și drept urmare, am ajuns astăzi o țară de bătrâni și bolnavi, și n-am înstrăinat doar pădurile patriei pe temirce cu o mână de galbeni, ci am exportat tinerețe și inteligență. Și tare mi-este greu să cred că se vor întoarce. Mi-aș fi dorit din totdeauna să se ducă, să studieze, să învețe, să vadă, dar să vină înapoi. Gândiți-vă că în urmă cu peste 160-70 de ani, care erau mai înstăriți, plecau la Paris. Ei, și după ce făceau studii, să zicem, la Sorbona, au venit acasă pe la 1850. Au venit în România, s-au întors și au încercat să facă ceva aici. Acum nu prea văd astfel de intenții. De asta, astfel de cărți sunt adevărate mărturii demne de urmat de generația noastră tânără de astăzi. Pentru că trebuie să nu le scape un lucru care pentru noi a însemnat enorm. Noi n-am reușit să împiedicăm în instaurarea în România a comunismului, n-am reușit să împiedicăm colectivizarea agriculturii, n-am reușit să împiedicăm epurările din armată, din academie și din toate alte locuri. Dar iată că prin atitudinea noastră am demonstrat cu certitudine că în această țară nu toți am fost niște lași, și atunci
când a fost vorba măcar de salvarea demnității acestui neam, celor mai mulți dintre noi, nici jertfa supremă nu li s-a părut a fi prea mult. Despre carte, să vorbească tânărul Oprea și tânărul Sal.